Având în vedere că domnul președinte ales la ședință nu este prezent, vă rog să propuneți să alegeți trei consilieri care să țină conduc în lucrările ședinței astea. Putem propune un loc? Da. Doamna Turban, fiindcă sunteți mai aproape. Așa. Deci vă rog să puneți la vot propunerea prezidentului Iudeu Numatici. Da, bun, bani. Hai că sunt ședinți. Hai, ședinți. Hai, ședinți. Da, mă, le-am nimă, le-am dat, le-am nimă. Dar cu ochiul se reduce acasă. Dispoziția numărul 118 din 22.2.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunității Naționale de Bacău pentru data 27.2.2019, ora 10. Consiliul Local al Comunității Naționale de Bacău se convoacă în ședința ordinară de 27.2.2019, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri și de gospodărire a localității Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferente anului 2019 pentru utilizatorii casnici și non-casnici. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform UG 114/2019 la obiectivul de investiție, reabilitare și extindere școală generală de salubrizare a comunității Ștefan Mare din județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, actualizate conform UUG 114/2018, aferente acestei investiții. Acum 5 zile. Da, să punem la urmă. Ce gândeam vreo? Aveți urmă. Da, domnule președinte, am înțeles. Ați auzit? Vreau să crezi să poți ședințele de acolo. Domnule consilier, după președință, fiecare an, în luna februarie, facem un plan de măsuri și gospodărire a localității Ștefan cel Mare. Deci lucrări din frumusețare de gospodărire a comunii. Proiectul propus intenționează prin proiectul propus se intenționează stabilirea perioadei 1 aprilie 15 mai ca fiind perioada curățeniei, precum și o reglementare mai detaliată a obligațiilor și răspunderilor persoanelor fizice și juridice, scopul fiind acela de a determina și stimula întreținerea în comună a unui climat civilizat de conviețuire. Și avem un program de măsuri privind gospodărirea localității și anume. Întreținerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, podurilor și podeților, mobilizarea cetățenilor la întreținerea drumurilor sătești, curățarea șanțurilor din fața locuințelor și terenurile acestora. Termenul este permanent. Responsabilul Consiliului Local, primar, viceprimar, instituții publice, instituții economice, cetățeni. Achiziționarea indicatorilor de semnalizare rutieră. Termen permanent. Răspunde Consiliul Local, primar, viceprimar. Înlocuirea becurilor rase de la iluminatul public. Periodic, Consiliul Local, primar, viceprimar. Curățarea căilor de acces. Termen permanent, instituții publice, agenți economici, cetățeni. Curățarea părții carosabile a străzii, drumurilor, trotuarilor, de dreptul imobililor, incintelor gospodăriești deținute, precum și îndepărtarea zăpezii și agheții, altă perioadă de iarnă. Termen permanent, instituții publice, agenți economici, cetățeni. Decolmatarea șanțelor, rigorilor și curățarea podieților de dreptul imobililor, gospodăriești, terenurilor aparținătoare acestora. Termen permanent, răspunde Consiliul Local, primar, viceprimar, instituții publice, agenți economici, cetățeni.
Păstrarea aspectului corespunzător al autovehiculor, curățarea vehiculor și utilajelor agricole la intrare pe drumurile publice, teren permanent, instituții publice, agenții economici, cetățeni. Efectuarea lucrărilor de întreținere și extindere a rețelei de șanțuri, asigurarea colectării apelor pluviale, teren permanent, consiliul local, primar, viceprimar. Asta e cam așa, cu ridicarea autovehiculor și caroseriilor abandonate de pe marginea drumurilor, la fel termen permanent, răspunde Consiliul Local, primar, viceprimar. Efectuarea lucrărilor de balastare, pietruirea drumurilor comunale, ori de câte ori se impune, Consiliul Local, primar, viceprimar. Interzicerea pășunatului animalelor pe marginea drumurilor comunale, termen permanent, Consiliul Local, primar, viceprimar, instituții publice, cetățeni, agenții economice. Interzicerea depozitării materialelor, balast, nisip, lemne, resturilor și rezidurilor de orice fel pe marginea drumurilor publice, împiedicând astfel accesul mijloacelor de transport sau autospecialilor de transport sau autospecialilor PSI, salvare, poliție, teren permanent, consiliul local, primar, viceprimar, agenții economici. Repararea drumurilor și exploatarea către zonele agricole, precum și a șanțurilor de scurgere, teren permanent, consiliul local, primar, viceprimar. Ce mai sunt? Vreți să vă licitez cu toate? Deci toate iau ca scop construcțetarea comune și asigurarea un mic climat bun în comun. Ia, discuții? Trei ori. Măsurile astea sunt anuale. Tot suntem la capitolul ăsta. Ar trebui la scop acolo. Formăm o echipă să tăiem copaci de la sub rețet. Acolo s-ar vrăjdea în partea aia, acolo. Este acțiunea celor de la Ion. Poate ei acum, da. Înainte noi. Da. Au terminat pe Butinaș. Acum sunt Bogdan, parcă nu? Au lucrat ei pe Bogdan, da. Dar mai are încă noaptea. Ei vin de capul lor sau și din primăria când vin? Ei ne anunță când întrerup iluminatul. Dă atențiunea afară, da. Perioada. Eu fie atenționat și nu-i numai cazul meu. Acolo unde sunt stâlpi în curțile oamenilor, să nu tai în prezența lor. Nu-i domeniul. Eu am mai atât de discuție cu eu dacă e. Când eu trimis la primărie. Primărie v-a trimis, sunteți marginea drumului pe Isla, dar nu-mi curte la mine. E de doar că îi și-l pui în drum. Dar nici nu e în două, da. Păi eu tot aia drumul din spate, de acolo, tot. Nu rog să la vii, nu rog nici din formă. Am înțeles. Dar nu vreau și noi de făcut prieteni din cauza fiilor care de ocupat și care nu sunt. Marinel, din curte la mine. Bun, dar e mă capă. Ce să dai? Stâlpul? Nu, dar ăsta e a stâlpul. Am trei în curte, aia. Pe câmpul și tău, desbubir, dă. Dă pe drag. Este în lege. Ei, sunt instituții diferite. Aia, aia Delgaz Grid, ai la care sunt rețele prin câmp, Transelectrica. Da. Am întrebare. Am întrebare. Am întrebare. Balastarea unui consum de drum. De la timpul, de la Rosatul, bucla aceea, de la curte și înapoi. Am vorbit și cu domnul acum, după terminarea ieri, normal că drumul să fie prostare mai cu asta și începem un program de balastare pentru toate drumurile, toate controlele. Ar fi foarte bine, bine să avem drumul extrem de rău, mai ales când plouă, cu ciurile foarte frumos. Da. Să fac un pic de neamnă. Dacă vreți să știți, deja am început din domnul Codre, poate să spună, ieri au fost autogrede, nu s-a dus și niște piatră. Până viitoare. Bine ar fi dacă, în momentul când balasează, dacă s-ar putea să fie și compactat un pic. De obicei se duce în... Nu, care se duce în lăgă și... Ok. Tot la capitolul ăsta, dacă e un domnul primar, dacă se vine cu iluminatul, și la noi sunt cel puțin patru vehicuri care nu au, printre care nu chiar nu uita de serice. Au fost ieri, că au schimbat pe Negoiești, și au schimbat numai acolo unde au putut ajunge cu scara. Și a rămas pentru vineri. Să vină cu
mașina aia în acela. Nu, no, da, dar bine, aici e principal, dar v-am mai spus și vă mai repet. De fiecare dată când nu ar becul într-o zonă, notați număr de casă, stâlpul, așa, și veniți și spuneți că dacă ne auzim numai la ședință, degeaba. Nu avem de unii să știm. Ne-ați greșit, stați aproape acolo, seara, când nu merge iluminatul. Un pic poate că sta pe lucru. Firma de service sau de servicii de electrice are din atribuții urma să facă. Nu e adevărat. Nu e trebuie să treacă pe teren să vadă, unde nu există iluminat. Fac o plouă pe timp de zi, poate omul doarme de la 7 la 7, nu vede unde pe stâlp nu există lumină. Pentru că să facă toată treaba asta, ar trebui să vienăm fiecare, o dată pe săptămână, să apelăm tot iluminat. Nu e așa. Deci ăla nu poate să vină de capul lui să schimbe becul dacă eu nu am bani. Eu gândeam bani, îl chem eu. Înțelegi? De partea elantă așa este, dar și cetățeanul plătește, nu când are el bani, plătește dar și împărătii și mi-a zis că iluminatul continuă. Dacă nu s-a pus problema să întrerupă iluminatul în strada și să fiu anunțat și sunt trezori sau becuri. Aceeași problemă de geamă. Nu vorbim degeaba, vorbim la obiect. Nu este condiționată plata impozitelor de iluminatul public. Da, în momentul când, dacă noi am avea o hotărâre de Consiliul Local prin care să impunem o taxă pentru iluminatul public, omul plătește taxă de iluminat public și nu are lumină pe stâlp, atunci da. Dar dacă ne aducem impozite și taxe să plătesc, de când e lumea? Un primar... Și iluminat public nu este de când lumea. Nu, dar să vă dau exemplu. Nu este condiționat. Nu asigura pe timp de noapte iluminatul corespunzătorului comun. La o, prin hotărârile care a fost date și solicitările cetățenilor, l-au obligat să pună becul și să asigure iluminatul pe timp de noapte a cetățenilor. Trebuie să-i rog, treaba. Cum nu? Are, nu, dar să pune problema la timp când este iluminat public? Da, da. Nu, aici am mai făcut problema. Da, ce? Se pune problema sau cum este iluminat? Păi da, dar trebuie să fie permanent. Nu este iluminat public la noi? Este, dar să fie permanent. La amul este aici. Se întâmplă ceva cu iluminatul public în Rădea. La 2-3 săptămâni, de afară, stă 2-3 zile, de amunția, ceva nu este în regulă, ar trebui făcut o verificare. Dar nu știu cum, după ce s-au tăiat toată vegetația aia pe... Nu cred. Nu seara s-a pus din treabă, nu. Plumbii. Da, era siguranța săi. Era din zona asta de aici. Și după aia am limitat până la Petrache Boșcor. Da. Deci se face bazare din nou. Da. Și astea și termo siguranță. Deci când se încălzesc, dau și din aia afară. Deci nu neapărat trebuie să ardă. Când l-am luat, nu trebuie să ardă. Da. Mai trebuie să ardă. Să discutim? Eu văd la mine. Să punem la bătării. Când nu duc așa. Organizează mai bine. Intră mă tot. Punctul 2. Pentru anul 2019 s-a aprobat taxa specială de salubrizare în cuantum de 6,82 lei pe persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și în cuantum de 14,99 lei pe persoană pe lună pentru utilizatorii non-casnici. Ținând seama de adresa companiei OMPS Service S.A. București, numărul 4,19 din 4-2-2019, prin care informează autoritățile membre ADIS cu privire la rezilierea contractelor cu agenții economici și instituțiile publice ce își desfășoară activitatea pe raza OAT-ului, urmând ca OAT-urile să încaseze de la acestea taxă specială de salubrizare în contul stabilit de Consiliul Local, se impune aprobarea unui regulament de aplicare. Dacă sunteți de acord,
nu-i definitivat acest regulament, că eu acum după ședință, la ora 10 trebuia să mă întâlnesc cu directorul de la DIS la primărie la Căiuț. Și imediat după ședință merg acolo ca să stabilim exact cum o să facem cu agenții economici, referitor la numărul de angajați a agenților economici, dar sunt situații când este un agent economic care are activitate agricolă. Ăla nu generează gunoi în comună ca să plătească pentru angajații ei. Au activitate forestieră. Nu generează gunoi pentru în comun. Sau lucrează la turn. Deci eu am 10. Eu am 10 angajați, dar am 5 permanent pe zi. 5 azi, 5 mâine. Plătesc pentru 10 sau pentru 5 care permanent generează gunoi. Înțeles că eu sunt. Deci, eu știu că anul ăsta l-a revisat. În luna respectivă, poți să-l retragi din revisal, a doua lună. De la 10 no, la 10. Nu. Revisalul n-are nicio treabă. Revisalul este cu numărul de angajați, are așa. Da, dar el 5 lucrează o zi, 5 o zi. Deci sunt 5 care produc gunoi, nu 10. De asta vrem să definitivăm așa. Mai sunt situații unde primăriile, consiliile locale pot acorda scutiri. Să vedem la școală cum o să facem încasarea la numărul de angajați care didactice. La mănăstiri spune că nu este scutit, obiectele de cult nu sunt scutite. Și dacă la mănăstiri încasăm, sunt cu 60 ceva, 70 de măicuții, i-am nenorocit. Dar de ce? Dar să la om în urmă de norocim, ce iei noi oameni? Ascultă-mă un pic, ascultă-mă un pic, săracul om. Săracul om stă acolo permanent și generează, dar acolo e tot o incintă, nu poate să genereze cu noi cât pe 60 de persoane. Acum să vedem, poate găsim posibilitatea să încasăm la cantitate, la kilogram. Da, așa trebuie, domn primar. Să vină la cu cântar și să cântărească gunoiul la fiecare. Că unul duce 20 de saci și unul duce... Propunerea asta am făcut-o. Vedem ce discutăm azi. Ăla, da, astăzi o discutat și toți primarii și păstrezi. E vor bani cât de mult, dar... Știu, și omul n-are cum să vină. Da. Am înțeles că... Iar și cum ești cu mai mulți, de ce ești mai particularitate? Votează... Operativ, eu trebuie să plec, care e ia păstrezi, care e... Da, să punem la vacinic, ne-a ce-i pe atunci? Nu, mă, și nu, lasă-mi care vorbești, dar... Eu referitor la agenții economici, nu sunt de acord să plătească și ei. Nu trebuie să ducă să discute ei în altă parte, cum a plătit până acum. Iar în ce privește, că ați atins problema cu mănăstirea, conform legii să plătească și ei. Nu trebuie să fie rabat. Adică sunt cetățeni și ei. Sunt pe listele electorale, tot. Ca și orice cetățean de să plătească. Păi dar îi spun la agenții economici să plătească, cum plătiți și până acum. Au plătit până acum, aveau contract direct cu Adix, cu Lovrescu. Făceau contract. Ai zis, avem la acum. Păi și de ce face separat? Da. Acum îi pune să plătească pe persoană, pe angajat. Și am stabilit chestia asta, că să plătească pe angajat. Dar este regulamentul de aplicare, ca să vedem în ce măsură, cum i-am... Deci, am dat exemplu, dacă sunt 10. 5 azi, 5 mâini. Plătește pentru 10. De ce ia acordul consilierilor care îți aplic și ei regulamentul? Regulamentul este al nostru, că noi am stabilit taxa și este regulamentul nostru de aplicare a acestor... Lor îi convine mai mult să facă chestia asta, să ia pe persoană, fiindcă luând la metru cub, cum lua până acum, marea majoritate a societăților nu scoteau, că nu generau, nu aveau. Și venea de fiecare dată, în fiecare lună venea de la Vadis o situație cu cei care i-au scos și proporția cât de noi care l-au scos. Obligându-ne să luăm măsuri, să anunțăm mediu pentru cei care aveau 10% sau 5% sau 0%, că ei gândeau, acele societăți generează gunoi, dar nu scot și duc în altă parte. Ori acum ce s-au gândit? Hai să facem prețul ăsta și obligatoriu, prin numărul de angajați în care o să-l aibă, o să crească și veniturile Romprescului, Adisului. Din start, dacă au 10 angajați, plătești pentru fiecare 10 angajați, de 14 lei pe lună, 15 lei, și eu sunt o
care, cărora le convine prețul de 14 lei pe lună, fiindcă plătea 70 de lei lunar la contract și sunt societăți care nu le convine. De ce trebuie să fie ideea lor? Ce poți să fie? Dar hai să vedem. Dar bine ar fi nou, să lăsăm să vedem ce discută asta. Nu mai știu ce, dar primul la cine ești asta? Eu voi așa, eu o fac ceva. Punctul 3. Ce treabă are bine Consiliul Județean? Păi cum adică ce are? Da, ce treabă are bine Consiliul Județean? Le spune ceva ăștia vieși în urmă? Aplică ce spune el. Dar ce treabă are bine Consiliul Județean? Bine e senatorul în București. Are și președinte PSD? Și care e? Și ce dacă e președinte? Dar ce treabă are partidul? Organizații. Nu e... Eu spun ce l-au spus... Deci în cazul când o să vină liberale, înseamnă că... Reprezentanță voștri din Parlament. O să hotărască soarta județului? Sau PNL-ul o să stabilească impozite și taxe în județ? Ce treabă are partidul cu... Nu e așa, nu e așa. Nu e așa, nu e mulțumit, dar e așa. Hai să trecem mai departe. Se s-a discuțit. Domnul Marin s-a obținut? S-a obținut domnul Marin? Da. Așa, dar poți arăt când nu mai întâlnă. Ultimuirea la aici, la Montevideo, da. Eu pot la o dumneavoastră din Sadiscă. Nu. Nu fost la ce? Nu am vrut să-i duce. Păi, uite, la ultima oră ieși scandal mare, nu sunt mari. De, eu uite că tu știi și noi nu știm. Păi, m-am informat și eu. Și așa, e bine au stabilit taxele? De acolo e ieșit din informația care e primită? Nu, nu am zis că bine au stabilit, dar eu ceva mai spus. Hai să nu politizăm, Romic, nu politizăm impozitul. Ei, dar nici și-o dat directorul demisie, ia spune. Care directorul? Dar... Când și-o dat demisie? Cum nu și-o dat demisie? Când și-o dat demisie? Cine? Cum îl cheamă ăsta? Bilean Campanie, mai mult. Directorul general, adică. Sef. Are 45 zile, apoi interimat. De asta am fost noi reprezentant de acolo. Eu toate adresele care le primesc la ADES, primesc cu directorul executiv, Bogdan Sertu. Da, dar e început de vizită. Și are, stă până la nou director, este 45 zile. Ești de urmă cu informația, da? E, da? Noi, nu. Așa e. Că te-am întrebat. Referitor la punctul 3, este vorba de ordonanța de urgență 114 a Guvernului, prin care, din decembrie 2018, prin care s-au mărit salariile, salariul minim pe economie, respectiv în construcție au ajuns la 3.000 de lei. A fost o explozie de salarii și atunci toți constructorii au posibilitatea să încheie acte adiționale cu primăriile, cu beneficiarii, pentru lucrările care au fost contractate. Începuți sau neîncepuți. La școala la Bogdana, constructorul a câștigat, a ofertat la timpul respectiv, deci anul trecut, cu 11,4 lei pe oră, raportat la salariul minim de 1900 de lei pe lună. Și acum, la 3.000 de lei, ar veni o manopă
acoperă de 17.892 lei. Și am încheiat acest act adițional. Ca să trimitem la București, la Ministerul Dezvoltării, trebuie acest act adițional aprobat de Consiliul Local. S-au modificat și indicatorii tehnico-economici cu sumele rezultate în urma măririi manovrei. Deci aici sunt două puncte pe ordinea de zi. Și aprobarea actului adițional și aprobarea indicatorilor tehnico-economice, care s-au schimbat numai în funcție de de manoveră. Acum, această manoveră o să fie cheltuială neeligibilă. Că este pe primărie. Ministerul Dezvoltării nu dă un leu în plus față de valoarea inițială. De contractul încheiat cu ei. Dacă se face o economie, deci contractul a fost încheiat pe o sumă și în urma licitației rezultă o sumă mai mică de obicei, Ministerul Dezvoltării vine cu diferența aia și dacă nu se acoperă, restul din bugetul local. Deci asta este punctul 3 și 4. Discuții? Întrebarea este, legea. Sunt bani ca să acoperiți diferența? Din taxe și impozite. Buget? E, din taxe și impozite. Din taxe și impozite nu faci, nici nu schimb biepurile. Da. Ce biepurile? Deocamdată nu știm. Până când nu vine bugetul. Buget. Da. Da? Noi trebuie să... Noi sperăm că... Da. Da. Lucrările trebuie să le facem. Așa, dacă am stat, agream să... Începută, lucrarea este începută. Acolo unde nu este începută, dacă nu sunt bani și îi spui costurile cu n-ai bani, ăla pasă țăritorii, le trebuie contractul și sănătate. Da. Dar unde este începută, îi și păcat să-l lăși. Îi mai costă mult mai mult ca să reie... Așa nu mai face nimic, dacă am așteptat să vedem câți bani, de unii strângem, de unii facem rost, nu s-ar mai face nicio lucrare. Mai sunt discuții. Nu? Nu. O să vină discuția cu bugetul și atunci o să spunem. Hai să spunem și școli, hai să spunem școli, dar să vedem de unde. Să primul la bugetul pentru? Potriv? Mulțumesc. Diverse. Diverse. Pe domnul Sorin, că aici derivă de economic. De bucuri. Dar n-ai mai pus în paralel. E legea la lătomii. Asta. Care? Care? 114. Asta, dar ce tu ești de acord cu legea, cu, bă, nu ești de acord treaba, cu asta? Ordonanța de urgență 114 nu are nicio legătură, mă, cu legea lăcămiei. Cu taxa pe lăcămiei. Cu energie, da. Ca o varanghetă, da? Da, ce nu, dar știu doar orice instituție, orice vrei să-ți deschizi? Economic, s-o duci și le-au prezentat conform legii și au acceptat. Da? Tu nu ești de acord cu taxa pe locomii? Vrei să-ți deschizi bancă cumva și te încurcă de taxa asta? Scad veniturile, da? Sunt situații diferite, mă mică. Uite, avem situații când la podul, spre exemplu, constructorul a venit din stat, a venit cu manovrele 20.5. Înțelegi? Și era 11.4 la salariul de 1.900. Deci, el deja avea atunci o medie de salarii de vreo 3.440 la 20.5 manovre. Acum, ca să o reactualizeze cu indicile conform creșterii. Dar nu creșterii, dar e o instrucțiune a ANAP-ului. Instrucțiunea 2 a ANAP-ului. E să duce salariul la 32.5. Ceea ce înseamnă un salariu mediu în firmă de 5.400 și vreo 16.000. Asta la firme mari, dar la firme nici n-avea să am pierdut. Dar nu contează de firmă mare sau firmă mică. Acum nu, dar noi...